Raul, micul campion, puștu care și-a sacrificat, oameni buni, anii copilăriei pentru a-și întreține familia, a regăsit puterea să zâmbească, pentru că astăzi, împreună cu sora lui, cu Antonia, fetița mai mică, Raul, cel de 13 ani, băiatul care a fost aici, un adevărat bărbat, a fost, poate pentru prima dată, să vadă ce înseamnă să te bucuri de un loc de joacă adevărat. Cei doi frați au făcut cățărări, s-au întrecut, s-au jucat cu laserele, lucru la care în comuna lor, de acolo, din satul mare, pentru că nu stau în oraș, stau într-o comună, nici nu visau. Vreau să vedeți materialul, imediat îl primim pe Raul și dacă vreți să le dați o mână de ajutor, credeți-mă că merită din tot sufletul, o să vedeți conturile lui afișate pe ecran. Raul și surioara lui nu au acasă foarte multe jucării. În curtea casei lor modestă din satul mare e o minge veche și roasă și două biciclete rablagite. Astăzi însă Raul și Antonia au fost pentru prima oară la un loc de joacă special amenajat pentru copii. Bucuroși, nevoie mare, amândoi s-au cățărat, au făcut întrecere, s-au jucat în camera cu lasere și s-au dat pe tobogane până au obosit. Uite ce vă propun, faceți o întrecere așa ca între frați? Da. Nu? Ce zici, Anto? Da. Da? Bine, păi haide, uite, eu dau startul, da? Haide, puneți aici. O dată, stop și dăm startul, haide. Hai. Pe locuri, fiți gata, start! Hai, hai, urcă, urcă! Opa, opa, opa! Opa, unde mă trece? Mama, nu te mai pot! Nu mi-ai cățărat până acum? Nu. Deloc? Deloc. Prima dată, dar te descurci foarte bine. Mulțumesc! Asta înseamnă să fii un sportiv adevărat, nu? Da. Faci față oricărei provocări. Da. Micuța Antonia a aprobat și câteva rochițe de prințesă, în care a defilat la locul de joacă. Micul campion Raul a intrat și el în joc și a îmbrăcat un costum cu mușchi. Sora ta mai devreme s-a costumat, da. Deja a schimbat prima ținută. Da. Îți place de ea cum arată? Da, foarte mult. Da? E cochet așa și acasă? Se schimbă, probează. Da, da, acasă, da. În ce ai vrea să te costumezi? Nu știu, orice. Când erai mic așa, ce te vedeai tu? Pirat? Soldat? Ce? Nu știu. Marinar? Ce? Pompier, polițist, nu știu. Hai să vedem aici, uite. Ai câteva costumaje aici. Wow! Ia să mai vedem. Aici este o pelerină de... Spider-Man. Am piept. Și mușchi? Și mușchi, am și pătrățele. Echipați ca în filmele cu prințese ori supereroi, au făcut întrecere și exerciții care, dacă pentru Antonia s-au dovedit ceva mai dificile, pentru luptătorul Raul au fost floare la ureche, căci le face de obicei în sala de antrenamente. Raul, la locul de joacă, micul campion a reușit să înregistreze și un record. Și acum trage. Și uite, sus îți arată cât de tare. Bravo, vezi, ai stabilit un nou record. 188 de kilograme. Ai auzit ce zic, vreau că tocmai ai stabilit un nou record. Da. Dar este tare, nu? E ceva normal să stabilești recorduri. Anto, Anto! Așa, arunca, hai! Bravo! Și acum eu dau puș. Ok! Care joc ți-a plăcut cel mai mult de ei? Toate, dar mai mult alea de cățărat. Antonia, ție care ți-a plăcut? Ăla cu tobogan. În această seară, omul care merită aplauze, puteți să continuați, campionul Raul, băiatul care la 13 ani are grijă de 10 suflete, este aici în platou împreună cu Antonia, surioara lui, dar și cu mama, doamna Doina Zarzu, așa că le spun bună seara și bine ați venit. Te salut, campionule. Bună seara. Bună seara, ce faci? Bine. Ieri ne-ai făcut pe tot să plângem. Bună seara. Da. Acum să râdeți. Acum ne fac să râdem. Foarte bine. Bună, Antonia, ești foarte frumoasă. Bună seara, mama. El este un campion, este Raul. Uitați-vă la el, are 13 ani și are grijă de absolut toată familia, de 10 suflete. Noi să știi că pentru tine, Raul, și multă lume mă întreba, știi, că cum te-ai lovit la ochi? Și le-am zis, domne, la antrenament e ceva normal, pentru tine nu e o problemă asta, da. Nu? Că ai ochiul vânăt. Da. Se întâmplă.
Ei bine, eu le spun oamenilor că dacă vor să vă ajute și m-aș bucura din toată inima să vă dea o mână de ajutor, pot să o facă. Avem conturile afișate pe ecran și contul este pe numele surorii tale mai mari, pentru că are un alt nume față de al tău, de asta este diferit la numele de familie. Haideți să stăm în loc aici pe canapea și să mai povestim despre una, despre alta. Pentru că tu chiar ești o lecție de viață pentru noi. Ai 13 ani, Raul. Da. Astăzi ai fost la locul de joacă. Cum a fost? Ți-a plăcut? Da, foarte mult și vă mulțumesc. De ce ne mulțumești? Că... pentru că n-am mai avut ocazia asta. N-ai mai avut ocazia asta? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult acolo? Toate. Te-ai bucurat când tu și sora ta ai fost acolo? Da. Știi? Tu ieri, când noi plângeam aici, ziceai că tu plângi în interior, în sufletul tău. Iar acum ai lacrimi. Acum de ce ai lacrimi? De bucurie. Ai lacrimi de bucurie? Pentru că ai fost la un loc de joacă? Da. Atât de mult ți-a plăcut? Da. Știi, noi poate nu mai apreciem lucrurile astea, pentru că Alice Năstase a fost și ieri aici în emisiune, a plâns și ieri, acum e partea a doua, Alice. Da. Monica spune că și tu ai fost cu băiatul tău la locul de joacă. Poate pentru noi lucrurile astea sunt atât, poate pentru noi lucrurile astea sunt atât de obișnuite sau de normale. Iar Raul plânge de fericire pentru că a fost acolo și a văzut așa ceva. Să știi, Cătălin, că eu îi spun băiețelului meu de fiecare dată că el este un copil privilegiat și că trebuie să aprecieze tot ceea ce îi se întâmplă, pentru că sunt copii care poate n-au fost niciodată la un spațiu de joacă sau poate sunt copii care nu au cu ce să se încalțe sau nu au cu ce să se îmbrace sau se întâmplă în unele zile să nu aibă ce să mănânce. Așa că de iar mic îl învăț... problemele noastre de multe ori sunt că nu-ți merge încălzirea la mașină, că nu mai ai baterie la telefon. Nu? Lucrurile care ne enervează câteodată. Nu, pe mine nu mă mai enervează de mult ce... astea, știi? Pentru că văd ce se întâmplă în jurul meu și îi mulțumesc lui Dumnezeu în primul și în primul rând că suntem sănătoși și că suntem împreună, ceea ce este cel mai important, cred eu. Știi? Tu spui că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunteți împreună, te înțeleg perfect. Raul spunea că cea mai mare fericire a lui este că are familia alături de el. Asta, da. Asta e cea mai mare bucurie a ta. Da. În rest nu contează nimic. Nu mai. Ți-a plăcut acolo la locul de joacă? Da. Mai vrei să mai vii în București? Mai vii pe la noi și să mergem acolo? Da. Știți, am promis că o să te ajutăm și cu mersul pe litoral și îți promit că, uite, când o să fie frumos, o să facem în așa fel încât că tu vrei să-ți duci familia la mare. Da. Da. Știi ceea ce vreau să mai spun, Cătălin, uitându-mă așa la Raul, uitându-mă la Raul, cred că sportul este o alternativă extraordinar de bună pentru copiii care nu au posibilități sau ai căror părinți nu au posibilități. Nu știu, să-i ducă într-o vacanță sau să-i ducă undeva. Cred că sportul, repet, trebuie încurajat. Trebuie încurajat ca toți copiii să facă sport, pentru că noi românii suntem recunoscuți în lume ca buni sportivi, copiii noștri sunt copii deștepți și este păcat să nu-i încurajăm să facă sport și să învețe. Și copiii pot să iasă, copiii pot să iasă din zona asta atât de neagră pentru ei, ca să zicem, prin sport și să ajungă la performanță. Și au atâta demnitate. Deci, oricât de săraci ar fi, ei învață exact. Să crească frumos, să fie oameni pe care îi admirăm. Noi lăcrimăm de emoție și de bucurie, de iubirea pe care o vedem. Nu de milă plângem, exact. Ci nu, de admirație nu. Și de drag. Cât de puternic era Raul. Așa puternic este mama de fiecare dată? Da. Da, e foarte puternic. Și, da, chiar nu cere nimic, că nu-i trebuie nimic. El să vină acasă, să fim toți acasă și... duminica, sâmbătă, adică îi place cea mai mult. Mare bucurie a lui este să vină acasă, să stați toți acolo. Da, sâmbătă, duminica, atunci ne chiar suntem toți acasă și toți suntem și... 2,5 milioane câștigă pe lună, 250 de lei da, câștigă pe lună și toți banii ăștia îi aduce acasă. Da. Nu păstrează nimic pentru el. Nu. Și chiar dacă ăsta, și nu, să zice, măi, când mă duc, îmi dai atunci sau... deci nu-ți lasă să... dar nu-ți lasă nu ți-ai dorit nimic pentru tine. N-am ce. Cum n-ai ce? Păi și așa n-am timp de ele. Nu? Și practic tot ce faci tu, deci câștigi 250 de lei, duci acasă. Da. Pentru că vrei ca familia ta să aibă tot ce-i trebuie. Da. Și eu. Mâncare am. Mâncare ai, dar? Da, ce? Dacă te mai văd că plângi, ne omor pe toți. La telefon e un prieten foarte bun al emisiunii noastre. Să știi că e un om foarte... foarte iubit de țara asta și un campion mare care vrea să te felicite. Se numește Leonardo Roftei. Bună seara! Bună seara, bună seara! Să știi că Leonardo Roftei, un luptător care a ajuns campion mondial și un luptător exact ca și tine. Leonardo, bună seara!
vreau să vă spun că îmi pare rău din suflet că nu am reușit să ajung, am ceva probleme, dar te felicit pentru ce prezinți, pentru acest copil care are o inimă atât de mare, care este un viitor campion, și vreau să îl încurajez pentru că prin aceste condiții am trecut și eu și am ajuns ceea ce sunt astăzi, cu ambiție, cu dorință de a-i bucura pe cei de lângă mine. Te felicită, Leonardo Doroftei, campion mondial la box. Mulțumesc. Să știi că și el e de 3 ori campion. Campion național de 3 ori. Da. L-am văzut ieri în prezentarea ta la emisiune și vreau să vin să mă bag cu el să fac un meci. Gata, facem un meci. Și mergem împreună, vom merge peste președintele lui la lupte, care este un om extraordinar și care îl va ajuta și el când va avea posibilitatea. Leonardo Doroftei, că... mulțumesc mult. Eu vă mulțumesc. E campion, Leonardo Doroftei, care te felicită pe tine. Și mulțumesc. Raul, să fii puternic și nimeni și nimic nu te poate opri din dorința ta de a fi campion. Să fii campion, să fii campionul lumii. Da. Ai să fie limitata, să fii campionul lumii. Mulțumim mult, Leonardo Doroftei. Eu vă mulțumesc și Doamne ajută, să mergem înainte. Doamne ajută. Și domnul antrenor, când m-a lovit și am ajuns acasă, a zis că seamăn cu Doroftei când a intrat prima dată în ring. Da? Dar mă, nu i-a spus. Dar vreau să te întreb, și dintele l-ai rupt tot de la antrenamente? Nu. Aia a fost înainte să vin la antrenamente. Am vrut să vadă Antonia, înainte să la antrenamente. Da. Ți-am zis, sunt mulți oameni care te apreciază foarte tare și uite, să vreau să te uiți la televizor, pentru că următorul este un om extraordinar care a văzut povestea ta ieri, a fost impresionat de lupta ta, de pasiunea pentru sport și e vorba de marele campion Ivan Pațachin, care n-a stat cu mâinile în sân și deși n-a putut astăzi să rămână aici la emisiune, vreau să spun că a venit acum câteva ore aici la Pro TV, a venit să-ți aducă un cadou, o să zic imediat despre ce este vorba și a avut și un mesaj pentru tine. Domnul Pațachin, știu că aveți un cadou pentru Raul. Da, îmi pare rău că nu pot fi prezent la emisiune să-i strâng mâna direct, dar m-am gândit să-i ofer o carte special pentru copii. Am scris-o poveștile mele adevărate făcute în benzi desenate, că tocmai copiii care o citesc să îndrăznească să viseze pentru visul lor. Aveți un mesaj pentru el? Să îndrăznească să viseze, ăsta e mesajul meu, pentru că campioane au nevoie de curaj și ambiție și sunt convins că el va fi puternic în cariera lui sportivă. Este greu să reușești atunci când nu ai posibilități materiale? Asta e o problemă foarte mare, pentru că, în general, copiii din România în ultimii ani nu prea au ocazia să practice sport, pentru că nu mulți copii sau părinți au posibilități să-i echipeze, să-i cumpere cantonamente sau mai știu eu ce echipament. Aici cred că ar trebui să umblăm puțin și cei care sunt responsabili cred că să se gândească la acest lucru, pentru că câți copii din țara asta își permit să facă sport de performanță. Ivan Pațachin, și uite, cartea e la mine. Mila 23 este o carte de benzi desenate, iar aici scrie pentru tine, pentru Raul, urmează-ți visul. Și semnătura campionului Ivan Pațachin și sper din toată inima să te uiți cu plăcere. E o carte cu benzi desenate și să-ți urmezi visul și să ajungi acolo sus, cum spunea Leonardo Doroftei, limita să fie... Bine, vă mulțumesc mult! Doamne, în orice caz eu vreau să vă felicit pentru toți copiii, dar în mod special pentru Raul, pentru că mă uit așa la el că este un luptător, da. Și la propriu și la figurat, și mă uit la el că e foarte matur și îl simt că e matur, da, și în gândire și sunt convinsă că va face lucruri extraordinar de frumoase în viață. Felicitări, Raul, și baftă multă în continuare. Mulțumesc. Și niciodată nimic să nu te oprească din a-ți urma visul tău și țelul tău în viață. Să-ți ajute bunul Dumnezeu. Mulțumesc. Ai 13 ani și vreau să spun că multă lume te apreciază și uite, oamenii au conturile pe ecran, pentru că sunt și foarte mulți care vor să vă ajute. Contul e pe numele surorii tale, mai Marda. Da. Și astăzi am făcut ceva. Noi am vorbit
Pentru că toată echipa emisiunii, să știi că a fost impresionată de povestea ta și de tine, și am vorbit cu antrenorul tău și l-am întrebat un alt, am zis, ce-ți dorești tu, că vreți să-ți facem câteva cadouri. Și am aflat că am ce-ți dorești și vreau să văd dacă se potrivesc, da? Stai, da, să vezi despre ce este vorba, așa că stai acolo, da? Să nu vii! Măi, da, Cătălin, da, te întorci repede, da? Da, 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 da. Eu știu că visul tău e să ai o bicicletă, că mergi la antrenamente. Pentru că mergi la antrenamente și mergi cu o bicicletă destul de distrusă. Da, asta e pentru cască, tine. Cu cască, cu tot ce trebuie, da? Da, vă mulțumesc. Și uite, și un echipament, un training nou, pentru că spuneai că acolo mi-a zis domnul antrenor că pleci acum în cantonament și că ai nevoie cu ghete, cu tot ce trebuie. Vă mulțumesc. E bună bicicleta? Da. Haide, poți să vii să încerci. Și să-ți mai spun ceva, pentru că știu că tu o iubești foarte tare pe sora ta. Ia-ți casca. Zice să-ți pui casca. Trebuie să-ți pun casca, așa a zis sora ta. Îți dai seama că pentru el nu e nicio problemă dacă, Doamne ferește, ia vreo trântă. Bravo, bravo! E bine? Da. Tu la antrenamente de multe ori mergi cu bicicleta ta? Nu. Da? Ce, cum e cu bicicleta ta? Pe unde te deplasezi? Păi... Hai să te întorci așa cu fața la cei de acasă. Când fac asta, când nu merg la antrenamente, primim vacanță, merg cu bicicleta. Da, am înțeles că e o bicicletă un pic cu probleme. Da. Lasă că acum e una nouă, da? Da. Antonia, aia vină la mine puțin în brațe. Stai, trebuie să-ți iau puțin microfonul, Monica. Te rog. Stai, vină puțin. Eu pot să vorbesc și fără. Da, da, aveți unul acolo. Ia spune-mi tu mie, tu câți ani ai? 5. Și ești mândră de fratele tău? Da. Tu știi cu ce se ocupă el? Nu. Păi uite, nu l-ai văzut acolo, că tot se duce toată ziua, ce pleacă și vine cu ochiul vână. Tu ce crezi că se întâmplă? Se bate. Se bate? Păi și l-ai întrebat de ce se bate? Că se luptă. Păi se luptă și de ce se luptă el? Se luptă cu cine? Nu știu. Nu știi? Dar știi că dacă el se luptă, tu când o să crești mare nu o să se ia nimeni de tine, pentru că el o să te apere de toată lumea, nu? Da. Îți place bicicleta lui? Da. Îl iubești mult pe Raul? Da. Ce o să zici la Raul să facă cu bicicleta? Cum? O să-i zică la Raul să facă cu bicicleta, că cum are Raul bicicletă, plimbă-mă, plimbă. Da. Ce îi spui cu să facă? Să mă plimbe. Să te plimbe cu bicicleta? Dar de ce să te plimbe cu bicicleta pe tine? E bicicleta lui asta. Da? Mă plimbă. Nu te plimbă, asta e bicicleta lui și atât. Fii atentă, ia un pic un loc aici, ține microfonul și stai un pic aici, da? Da. Aici păi de ce să te plimbe el cu bicicleta lui? Stai acolo că eu stau acolo. Crezi că pentru tine... Nu am și obicei. Uite așa. Mulțumesc. Uite, ca să ai și tu bicicleta ta. Să nu te plimbi și ai și tu cască. Ce zici? Mulțumesc. Îți place? Da. Și uite, am și pentru tine un training, că am înțeles că vrei să te apuci și tu de lupte. Vrei? Tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Doctoriță. Doctoriță? Hai de vină, doamna doctor, la mine în brațe. Doamna doctor, acum ai și tu bicicleta ta. De ce râzi? Ești fericită? Uite, ai și tu bicicleta ta și fratele tău. Mama pentru dumneavoastră n-am luat. Nu e o problemă, da? Nici nu-i treabă. Nu-i treabă, de ce nu-i treabă? De ce? Că nu merg cu ea. Nu știe, nu? Ei bine... Copilașul ăsta, Raul, are 13 ani și v-am spus că are grijă de toată familia lui, de 10 suflete, nu? Da. Uite, mai avem pe cineva la telefon, o să vezi despre ce este vorba, pentru că vrem să îți facem așa o zi fericită. Știu că urmează să pleci în cantonament. Da. Și îmi promis că atunci când o să ajungi mare campion, nu uiți de noi? Da. Promis că vii pe aici când te sunăm să te invităm? Da. Bine. Până luăm pe cineva la telefon, să știi că și Alice... Cere-i și exclusivitate, te rog. Da, și exclusivitate. Dar nouă exclusivitate interviu. Să știi că Alice astăzi ne-a sunat când... Înainte de a începe emisiunea și a zis că vrea să vină pentru că Alice a pregătit ceva pentru tine și ea. Pentru că a plâns și a zis că e normal să plătească biletul.
Unde sunt Alice lucrurile, nu? Stai că le-am aici în spate. Eu am pregătit ceva mai mult pentru Antonia, ca să fiu sinceră. Am complotat cu prietena fetele mea. Cu fetele, băieții cu băieți. Andreea Tocan. Da, care știe ce-și doresc copiii și ea a ales în primul rând ceva pentru Antonia. Cu cine ai zis? Cu Andreea? Andreea Tocan. Andreea Tocan. O creatoare minunată, plină de suflet. Are și ea două fetițe minunate și face ceva. Aș vrea să deschidă Antonia cutia și tine. Să vadă despre ce este vorba, ca să nu stric surpriza și după aceea prezint. Hai. Ia, ține-ți, mamă, bine. Haide să o punem jos ca să o deschizi tu. Haide, deschide, Antonia, e cadou pentru tine. Și în același timp pentru Raul, niște pantofiori, toate sunt produse românești. Ia să vedem ce descoperă Antonia acolo. Astea sunt pantofiori. Antonia, ia. Wow! Deci, scoatem ca dintr-un sipet de site. O rochiță. Wow. Ia vino aici. O rochiță de prințesă. E frumoasă. Și are și pantofiori asortați. Îmi dai voie să o îmbrac, da, Antonia? Îmi dați voie să ies și să îmbrac și să încalț? Haideți aici, în spatele. Haideți aici, la cabina noastră, da? Da. De schimb aici. Foarte tare. Hai. O să vedeți, oameni buni, că o să apară imediat o prințesă. Așadar, în câteva momente apare prințesa Antonia. Ai o familie foarte frumoasă. Mulțumesc. Și acum înțeleg de ce vrei imediat să ajungi la acasă după antrenamente. Da. E cineva la telefon. Haideți să vorbim, da? Bună seara, domnule Ioan Holdiș. Bună seara, bună seara. Sunteți de la asociația Împărtășim Zâmbete. Da, din Păinile de Sumunte, localitatea. Iar noi împărtășim zâmbete astăzi aici la emisiune și în general, în ultima perioadă, încercăm să ajutăm cât de mult putem, cât de multă lume putem. Iar aici îl avem pe Raul, un campion. Marele campion, așa e? Da. Alo? Da, vă ascultăm. Bună seara, Raul. Bună seara. Suntem din Maramureș, știi cine? Da. No, și vreau să-ți spun că am mai strâns ceva bani. Soția Ana Maria, o știi foarte bine, așa e? Da. No, și zilele astea am vorbit și cu antrenorul tău, o să venim pe la dumneavoastră, pe la casă. Deci domnul Ioan Holdiș, asociația Împărtășim Zâmbete, are următoarea veste pentru Raul. Haideți să ne spuneți direct. 4.700 de roni s-au strâns. Mulțumesc. 4.700 de roni, asta înseamnă cam cât câștigi tu în vreo 2 ani la lupte acolo. Da. Cam așa. Vă mulțumesc foarte mult. Să-ți fie de bine. Ce faci cu banii ăștia? Dau la părinți. Facem fundația la casă. Faci fundația la casă? Da. Dar cum stai tu acolo? Câte camere ai? Cum e? Păi eu am camera mea cu sora mea. Mama cu tata și cu Antonia, mătușa cu unchiu și cu fiul și bunica cu bunicul într-o cameră. Și tu oarecum ai grijă de toți? Da, numai că unchiul lucrează. Și vă mai ajută și el, nu? Da. Iar tu vrei, practic, să... Uite, aici e acasă. Cum îl cheamă pe cățel? Pe cățel? Alessia. Cum? Alessia. Alessia e fetiță. Iar aici e la tine acasă, nu? Ia spune-ne, ce e? Ce vedem? Ne zine. Purcelașii. Să-i mulțumesc. Și? Și acolo purcelul mare l-am primit de la Margita, de la un club, de la MMA. Vă mulțumesc foarte mult. De la Lungu, nu? Nu. De la Romeo. Da? Luptători? Da. Și asta e casa ta, da? Da. Știi, ieri am primit foarte multe mesaje. Am scris pe Facebook, pe pagina mea și invit pe oameni să intre și să afle mai multe despre tine. Iar cineva spunea că lucrează în construcții, că n-are posibilități, dar vrea să-ți construiască o baie. Adică s-au unit oamenii vrând să te ajute pe tine, că ți-au văzut povestea aici la emisiune. Vă mulțumesc! Pentru că, practic, asta e căsuța ta, nu? Da. Vai, 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 ce prințesă! Opa! Stați un pic, stați un pic să vă vedem! Sunteți o prințesă foarte frumoasă! Stai să facem așa o piruietă! Stai că trebuie să scoți mâna din guriță, să facem o piruietă și să vedem o prințesă! Și un picioruș încălțat în basket! Stai, să o vedem așa. Să uite aici, ce prințesă în picioare, să vedem. Vai, ce prințesă frumoasă ai. Stai, nu pot. O prințesă foarte frumoasă. Acum, așa. Cum spui?
Mulțumesc. Tantă, mulțumesc. L-ați auzit pe Raul, cum spui? Cu mult drag, s-o porți cu plăcere, să-ți parte noroc. Mă, e bine mă la mine în brațe. Tu ești așa șeful în casă acolo, nu? Da. Da? Sunt mulți oameni care vor să vă ajute și sunt convins că acolo, în conturile care sunt afișate pe ecran, o să se strângă ceva bănuți și o să puteți să refaceți casa asta pe care am văzut-o în imagini, casa în care tu stai și văd că e o casă foarte crăpată așa, în tencuială, nu sunt cele mai bune condiții, dar eu te admir pe tine și vreau să le spun ceva celor de acasă, că tu ai făcut tot ce e posibil să cumperi o sobă în rate ca să vă încălziți toți. Da. Adică cum adică o sobă în rate? Adică... Lună de lună plătești la ea? Da. 2,5 milioane. Adică 2,5 milioane, da, banii tăi, ce mai aduce unchi, îi plătești la soba asta. Da, dar mai, la noi aduce tata. Aduce și tata. Da. Unchiul la el. Unchiul la el? La voi tata? Mătușa. La... Dar voi toți stați în același loc, nu? Da. În trei camere. Da. Da, și avem ajutorul social de la primărie, alocația complementară și alocația copiilor. Da. Dumneavoastră, spre deosebire de alte mame, nu fugiți cu alocația copiilor. Chiar o investiți în casa de acolo, în casa de acolo. Într-o casă care vedeți cum arată oameni buni, nu sunt cele mai bune condiții pentru un campion, dar ați văzut cum atârnă medalile acelea. El e Raul, triplu campion național al luptei greco-romane și vrea să reprezinte România la mondiale și la Jocurile Olimpice, nu? Da. Ești foarte tare și sper din toată inima oamenii să te ajute și îți promit că te ducem și la mare, da? Da. Vrei să le spui ceva celor care poate au pus bănuți acolo? Anunțăm luni câți bani s-au strâns. Vă mulțumesc foarte mult! Să ai grijă de familia ta, da? Da. Mama, să vă dea Dumnezeu sănătate! Mulțumesc, la fel! Și sunt convins că dumneavoastră, dacă veți primi bani de la oameni, veți ști ce să faceți cu ei, pentru că am văzut că aveți grijă acolo la casă, că știți să-i gestionați și că sunteți o familie îngrijită, iar Raul chiar merită tot ajutorul, pentru că, din păcate, am văzut tot felul de cazuri de persoane pe care și noi le-am mai ajutat, care au avut povestea spusă la noi aici la emisiune și, din păcate, oamenii s-au dus, i-au ajutat și au fost unii oameni care m-au oprit pe stradă și mi-au zis: Măruță, am fost la familia pe care tu ne-ai recomandat-o și din păcate n-am găsit așa curat sau nu prea au grijă de lucrurile pe care noi le-am dus. Așa că am luat-o pe Liana Levința și am dus-o la familia care trăiește într-o fabrică părăsită, pentru că acolo o mulțime de oameni au fost impresionați de drama celor trei copii care mănâncă ce apucă și se joacă numai cu jucării stricate, adunate de îmbringunoi. Și oamenii au fost să-i ajute, oameni cu suflet mare, numai că unii au rămas dezamăgiți de ce au găsit acolo și de curățenie, mai bine zis de lipsa curățeniei. Vreau să vedeți acest material și vreau să le spun oamenilor de acasă că trebuie să aibă încredere în noi, pentru că le prezentăm toate poveștile și că ei hotărăsc pe cine ajută, cum ajută și că noi suntem datori să le spunem ce se întâmplă cu banii lor, cu lucrurile pe care îi le dau. Mai ales că la această familie, într-o dimineață, m-a sunat Andrei Gheorghe, era în direct la Profeni și spunea: Măruță, sunt trei familii cu trei mașini care caută fabrica, unde-i fabrica? Și nu înțelegeam, era 7 dimineața, ce fabrică? Vor să-i ajute pe cei care au văzut la voi la emisiune. Mă bucur pentru cei care au mers să le dea o mână de ajutor. Să știți că ați făcut-o măcar pentru copiii pe care îi vedeți în imagini.